Județul Mehedinți este un șantier în lucru. Se investește în toate domeniile, iar de această dată vorbim despre o investiție importantă în comuna Husnicioara, acolo unde sunt în curs de asfaltare două drumuri comunale extrem de importante pentru locuitorii zonei. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent în teren alături de primarul comunei, Emanuel Crețescu, pentru a verifica stadiul lucrărilor. Mehedințiul este o carte de vizită pentru toți locuitorii și asta pentru că s-au făcut și se fac în continuare investiții în toate domeniile. Datorită implicării și profesionalismului președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, mehedințenii din toate colțurile județului pot circula pe șosele moderne în siguranță. Zone în care oamenii nici nu visau vreodată că vor avea asfalt beneficiază în prezent de străzi și alei la standarde europene. De această dată vorbim despre două drumuri comunale din comuna Husnicioara, extrem de importante pentru locuitorii zonei. Investiția a fost realizată prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Am făcut astăzi o vizită în comuna Husnicioara pentru a verifica șantierul privind asfaltarea a două drumuri comunale, foarte importantă pentru locuitorii acestei comune. Îl felicit pe primarul Manu Crețescu pentru această investiție finanțată de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Înțeleg că după ce se va termina asfaltarea acestui drum comunal pentru satul Husnicioara, vor începe lucrările pentru satele Bădițești și Aluniș pentru drumul comunal DC15A, drum important, evident, pentru locuitorii care locuiesc în aceste două sate. În ultimii ani, Mehedințiul a fost un șantier în lucru cu ajutorul programelor naționale de dezvoltare locală, dar și a fondurilor europene, iar viața mehedințenilor s-a îmbunătățit considerabil. Primarii recunosc suportul oferit de șeful Consiliului Județean. Starea în satele Bădizești și Aluniș. Mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, Aladin Georgescu, pentru faptul că se află astăzi aici, în mijlocul nostru, pentru tot sprijinul pe care ne-l oferă și împreună construim o echipă foarte puternică pentru comuna Husnicioara și sper să realizăm în continuare mari proiecte de infrastructură și nu numai. După ce va fi finalizată asfaltarea acestui drum comunal din satul Husnicioara, vor începe lucrările pentru satele Bădițești și Aluniș pentru drumul comunal 15A, un drum extrem de important pentru locuitorii zonei. Primarul comunei Husnicioara, Emanuel Crețescu, este un om gospodar și mereu alături de comunitatea sa, care încearcă să aplaneze conflictele ce nu sunt în beneficiul cetățenilor. Chiar dacă primarul comunei în acest moment nu se află în cea mai favorabilă situație, acesta le promite cetățenilor că va fi alături de ei, ducând la bun sfârșit toate proiectele menite să ducă la creșterea nivelului de trai al zonei.